Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, în frumoasă zi de sărbătoare a Crăciunului. Întreaga lume creștină celebrează marea sărbătoare a nașterii Domnului. Începând de astăzi, vom și suntem, de altfel, în această sărbătoare care poate fi numită cea dintâi mare sărbătoare a creștinătății. Este momentul, dragi telespectatori, să vă urez, în numele redacțiilor noastre de la televiziunile TV Live și TV Beat Iași, să vă urez Crăciun fericit, prosperitate, bunăstare și pace. Vom vorbi astăzi despre această mare sărbătoare a creștinătății, despre spiritul Crăciunului și vom vorbi deopotrivă despre valorile spirituale ale creștinătății, ale creștinismului în lumea de astăzi. Invitații noștri sunt în platou doi înalți prelați ai bisericilor ortodoxă și romano-catolică. Voi face prezentarea în ordinea numelui și nu aleator, în ordinea numelui, în ordine, deci, alfabetică. Este invitat și prezent în platoul nostru Sfinția sa, Părintele Preot Cornel Cadar, consilier al Episcopiei Romano-Catolice din Iași. Bine ați venit în platou, Sfinția voastră! Bine v-am găsit! De asemenea, este prezent în platou Sfinția sa, Preotul Mihai Mărgineanu, parohul Bisericii Toma Cosma din Iași și, deopotrivă, un apropiat și direct colaborator al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Bine ați venit în platou, Sfinția Bine voastră! Bine v-am găsit și sărbători fericite că suntem la Așadar, urarea dumneavoastră se alătură celei pe care o facem din acest platou. Sărbători fericite, dragi telespectatori! Să vorbim mai întâi, vă propun, Sfințiile voastre, despre semnificația spirituală a sărbătorii nașterii Domnului Iisus Hristos. Vă rog, Sfinția voastră! Da, nașterea Domnului Hristos, ziua care astăzi ne bucură inimile și ne oferă sufletului imagini prețioase și presară în suflete multe și duioase amintiri, sărbătoarea nașterii Domnului sau Crăciunul ne aduce în atenție un moment de început al operei de mântuire a omului, de data aceasta din inițiativa lui Dumnezeu, care din iubire negrăită pentru oameni a trimis în lume pe Fiul Său, l-a trimis pentru a purta povara ființei și existenței omenești, pentru a purta toate greutățile istoriei și ale timpului, dar cu toate acestea pentru a ne deschide nouă drum spre împărăția lui Dumnezeu, al cărei început, iată, se prefigurează din acea steluță despre care Evanghelia de astăzi a vorbit, steaua care a călăuzit pe magi către locul în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos în Betleem. Sărbătoarea nașterii Domnului e o sărbătoare pe care o petrecem cu multă bucurie în ambientul familiei, ne întâlnim cu cei dragi, ne revedem cu amintirile noastre de odinioară și trăim această bucurie a comuniunii liturgice, pentru că sărbătoarea nașterii Domnului de fapt are loc la această sfântă și dumnezeiască liturghie din ziua de Crăciun, la care mulți dintre creștinii noștri au luat parte. Așadar, Sfinția voastră, frumoase momente se petrec în bisericile creștine, în bisericile romano-catolică și ortodoxă sau ortodoxă și romano-catolică. Vom vorbi despre cele două mari biserici ale creștinătății. Ce s-a întâmplat astăzi în la Catedrala Romano-Catolică din Iași și ce mesaj ne transmiteți? Mai precis, ce s-a întâmplat de azi noapte, că azi noapte, da. La ora 11 a fost liturghia așa numită de la miezul nopții,
când credincioșii și-au îndreptat pașii spre biserică și au auzit după mai multă vreme, pentru că în timpul postului Crăciunului, numit Biserica Romano-Catolică Advent, nu s-a cântat mărire la slujbă și tocmai spre mezul nopții s-a auzit dintr-o dată aceeași cântare pe care odinioară păstorii au auzit-o pe câmpia Betleemului: mărire în cerul lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Astăzi au fost mai multe liturghii și sigur că liturghia de la ora 11 a fost principala liturghie, fiind celebrată de preasfințitul Petru Gherghel. A mai fost o liturghie la ora 4 și mai există și în seara aceasta o altă liturghie. De altfel, sărbătoarea Crăciunului... În toate bisericile. Sigur că da, pentru că dumneavoastră întrebați de semnificația spirituală a Crăciunului, în afară de ceea ce a spus Părintele, trebuie spus că această sărbătoare a Crăciunului e sărbătoarea cea mai încărcată de poezie, de farmec, de iubire. Pentru că, așa cum spuneam, sărbătoarea Crăciunului amintește de ceea ce s-a petrecut acum mai bine de 2000 de ani pe câmpia Betleemului, când într-o noapte s-a auzit glasul îngerilor și o lumină a strălucit în fața păstorilor care își pășteau acolo turmele, iar unul dintre îngeri le-a spus: nu vă temeți, căci vă aduc o veste de mare bucurie. Azi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Și apoi le-a spus cum îl vor recunoaște. Iată semnul după care îl veți recunoaște: veți găsi un prunc înfășat în iesle. Și apoi păstorii au plecat în grabă și au găsit întocmai cum le-a spus îngerul. Practic, sărbătoarea aceasta ne vorbește de păstori, ne vorbește de magii care au venit din depărtare, dar în mod principal ne vorbește de pruncul Iisus, de acela care a coborât, a lăsat cerul lui plin de slavă și s-a făcut un om ca și noi. Sărbătoarea Crăciunului ne vorbește de asemenea de Iosif și Maria. Ne vorbește de acei părinți care au mers și au străbătut o distanță lungă, au căutat o casă de poposire în Betleem și n-au găsit-o și au trebuit să-L aducă pe lume pe Iisus, Maria, într-un graj, în sărăcie. Iată de ce spuneam că sărbătoarea aceasta este încărcată de poezie, de farmec, pentru că atunci când te apropii de iaslea sfântă, descoperi acolo un prunc, un prunc care nu este decât Fiul lui Dumnezeu, care a venit să ne mântuiască. Era cel așteptat din Vechiul Testament, din vechime, și acum se împlineau profețiile care vorbeau de mii și mii de ani că va veni Mântuitorul. Da, a fost, de fapt, un nou început al omenirii, trecerea într-o altă epocă cu adânci și multe semnificații. Profit de această ocazie și rog pe stimații noștri telespectatori să-mi îngăduie să aducem în prim plan mesajele pe care cele două mari biserici creștine le-au transmis omenirii, comunităților lor, în această zi sfântă sau în preajma acestei zile sfinte a Crăciunului. Care este, Sfinția voastră, mesajul pe care Biserica Ortodoxă Română îl transmite credincioșilor populației acestei țări? Sărbătoarea nașterii Domnului este unul din momentele importante în care legătura dintre ierarh și păstoriții săi se evidențiază cu precădere prin acest mesaj al sărbătorii trimis în fiecare parohie sub forma unei scrisori pastorale, chiriarhale. Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan ne-a trimis o scrisoare care astăzi, în cadrul Sfintei Liturghii, s-a dat citire și sunt încredințat că mulți dintre creștinii care au fost astăzi la biserică au pătruns adâncile înțelesuri ale acestui mesaj. Mi-aș permite doar să citez câteva rânduri din acest mesaj pastoral de Crăciun. Spune Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan:
Perioada sărbătorii nașterii Domnului este un bun prilej pentru a conștientiza acest adevăr și a-l trăi cât mai adânc și cuprinzător. Meditația la taina nașterii lui Hristos, participarea la Sfânta Liturghie și pacea sufletească dăruită de colinde pot fi împletite în aceste zile cu bucuria de a fi în familie, de a ne întâlni cu prietenii, de a oferi daruri celor dragi și celor care sunt în nevoie. Sărbătoarea nașterii Domnului este ziua păcii, a refacerii legăturii între noi și Dumnezeu, între noi și semenii noștri, între puterile sufletești ale fiecăruia. A fi împreună, a ierta, a fugi de răzbunare, a nu te lăsa cuprins de ispita superiorității în raport cu ceilalți, a avea forța renunțării la părerea proprie în favoarea viziunii mai bune a celuilalt, înseamnă a te lăsa cuprins și convins de taina Betleemului, de cântarea îngerilor, de bucuria magilor și a păstorilor. Nașterea Dumnezeescului prunc, prezența preacuratei sale maici și a bătrânului Iosif, leagănul și scutecele, ar trebui să nască și să renască în viața românilor bucuria de a fi tată și mamă, de a avea prunci, de a veghea la educația lor. Se cuvine ca icoana nașterii Domnului să fie așezată în fiecare casă la loc de cinste, pentru ca părinții cu mulți copii să primească întărire, curaj pentru a-i crește cum se cuvine și a se bucura de existența lor, spunea printre altele înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan. Așadar, acesta a fost un frumos mesaj transmis de înalt preasfințitul mitropolit Teofan. Se cuvine să auzim și mesajul înaltăsfințitului Petru Gherghel, episcopul Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Moldova, practic. Da. Dieceza de Iași, care cuprinde, sigur, așa cum spuneți, întreaga Moldova. De la Galați până la Bistrița Năsău, până la Botoșani. Da, până la Botoșani. Mesajul poartă un titlu interesant, care de altfel anunță tema pe care o va dezvolta preasfințitul în pastorala de Crăciun, publicată în revista noastră diecezană, Lumina Creștinului. Da, arăt, dacă îi rog pe colegii din regia de emisie, aș vrea să arăt când va fi posibil la cameră această frumoasă revistă, Lumea Creștinului, pe care o editează Episcopia Romano-Catolică de Iași. Iată, ne ajută colegii de la cameră, aceasta este revista, care este ultimul număr, părinte, sigur, da? Sigur, da, pe da. Luna aceasta, luna decembrie, mesajul a fost dat, așa cum preciza și dumneavoastră, în preajma Crăciunului și el poartă titlul Pregătiți-vă să-L întâmpinăm pe Domnul care vine la noi, împreună cu noul nostru fericit Anton Durcovici, El, Hristos, este bucuria și fericirea noastră. Mulțumesc la cameră, vă rog să continuați și, apropo de, o să continuați mesajul, să ne reamintim că anul acesta a fost martiriul episcopului Anton Durcovici. A fost un moment cu totul deosebit la Iași, organizat de Episcopia Romano-Catolică. A fost beatificarea sau anul acesta, anul pe 17 mai. Iar pe 17 tocmai mai. De ce mesajul episcopului Petru Gherghel se leagă de fericitul Anton Durcovici? Pentru că este prima sărbătoare, a fost prima sărbătoare a lui ca fericit în Biserica Romano-Catolică pe 10 decembrie. Adică nu cu mult timp în urmă. Sigur, da. Și în aceeași lună în care sărbătorim și Crăciunul. Și episcopul amintește în acest mesaj sau în această pastorală de evenimentele care au avut loc la Crăciun, de faptul că la Crăciun suntem însoțiți de Iosif și de Maria și atunci când ne îndreptăm asemenea păstorilor sau magilor spre Iesla din Betleem, îl descoperim pe pruncul Iisus și acest copil Iisus, ca fiul al lui Dumnezeu, a fost descoperit înainte de fericitul Anton Durcovici, care a fost sărbătorit recent. Și mai ales că, așa cum ați precizat dumneavoastră, episcopul Anton Durcovici a lucrat în dieceza de Iași tocmai pentru a răspândi mesajul Crăciunului, aduce vestea cea bună mai departe. Mai ales într-o epocă în care o epocă în care pur și simplu
mi-e greu să găsesc cuvintele. De fapt, martiriul episcopului Anton Durcovici exprimă totul. Să ne amintim că el a murit pe 10 decembrie în închisoarea de la Sighetul Marmației. Până epocă păgână, ca să o putem numi așa. În închisoarea unde erau elitele din timpul acela, episcopi, preoți, oameni politici, profesori universitari. Timpul stalinismului, da. Exact, în 1951. El acolo a murit de frig, de foame și de sete, bolnav fiind, după suferințele pe care le-a îndurat în anchete și în închisoarea de la Jilava. Ei bine, mesajul preasfințitului Gheorghel amintește de acest lucru, amintește de motoul pe care l-a avut episcopul Durcovici, fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, invitându-i pe toți să-l descoperim pe acest Dumnezeu. Și este interesant că la finalul acestui mesaj, preasfințitul face urările cuvenite, le face mai ales printr-o rugăciune. El spune: îți mulțumim ție, Doamne, pentru darul întrupării Fiului lui Dumnezeu, pentru darul mamei noastre sfinte, preacurata Fecioară Maria, și pentru noul nostru fericit, episcopul Anton Durcovici, martir, care ne-a învățat să credem și să fim siguri că fericit este și trebuie să rămână poporul nostru, care l-are ca Dumnezeu pe Domnul. Sărbători fericite, spune preasfințitul, Crăciun binecuvântat. Crăciun binecuvântat este o sărbătoare care așează familiile împreună. Lumea profund credincioasă și poporul nostru, și nu numai poporul nostru, popoarele lumii au frumoase tradiții de Crăciun. Cred că este momentul, în spațiul acestei emisiuni, să invocăm această cultură profundă populară și aceste tradiții care, iată, se împletesc cu forța spirituală, cu momentul spiritual al acestei mari sărbători a creștinătății. Vă rog, Sfinția voastră. Da. Sărbătoarea nașterii Domnului capătă adevăratele valențe în ambientul familiei. Două ar fi coordonatele în care ne regăsim contemporani momentului nașterii Domnului. Întâi de toate Sfânta Liturghie și apoi familia fiecăruia dintre noi, ca loc în care Evanghelia lui Hristos trebuie să se aplice. E adevărat, de la limbajul Sfintei Scripturi până la aplicarea concretă în viață, intervin foarte multe aspecte care țin de persoană și de personalitatea fiecăruia. Dar concret, câteva din aceste tradiții trebuie să le invocăm, pentru că nu sunt mari deosebiri între familiile ortodoxe și catolice. Întâi de toate, cred că sărbătoarea nașterii Domnului, cel puțin la români, se serbează prin cântec. Nu e important să ai ureche muzicală, important e să știi să cânți, să intonezi colindele. Colindele da. Sunt, dacă vreți, temelia manifestării tradiționale la români. Se vedea bogăția de colinde care înfrumusețează tradițiile noastre. Ele izvorăz dintr-o profundă tradiție populară. Și dintr-o profundă trăire a adevărurilor de credință. Și acestor zile, acestui moment de înaltă spiritualitate. Remarcam cu plăcere în pastorala înalt preasfințitului Teofan cu cât rafinament cita din colindele noastre românești. Pastorală care poartă un mesaj cu totul aparte, acela de ne cheamă să viețuim, de a viețui în duhul Betleemului. Așadar, Betleemul se regăsește în ambientul familiei și apoi tradițiile, dincolo de, să spunem, exuberanța bradului, a luminițelor, a cadourilor, toate acestea însă în familie fac să strălucească o virtute care ar trebui să strălucească în permanență, bunătatea. Da, și de fapt ne înnobilează sufletul, da, acest moment de trăire. Ei, sigur, sunt multe sate catolice, undeva prin zona județului Bacău, județul Neamț, la învecinarea cu Transilvania, dar și multă populație catolică în Iași, în alte orașe, la Roman. În sate se păstrează încă obiceiul acesta? Ce tradiție am putea
invoca astăzi. E important. Copiii merg cu colindul. Merg din poartă la fel peste în poartă, tot, ca în toată... Din poartă în poartă. Suntem creștini. Da. Dar interesant, sunt câteva sate unde e un obicei aparte. Merg cu așa numita iesle. Adică au construit ei o iesle. Iată un specific. O iesle, da, unde apar personajele Iosif, Maria, pruncul, și o poartă cu ei copiii și, ajungând în casa omului, cântă colinde. Ei sunt primiți de toți creștinii. Sigur, da, și da, sunt sate mixte. Ei ajung și la catolici și la ortodoxi și ei se plimbă peste tot. Da, și primit. S-au răspândit și înspre noi aceste manifestări, să spunem, cu o ușoară tentă de teatru popular în care irozii, cântecele de stea sunt, să spun, mobilul, devin mobilul unei manifestări în care copiii chiar încearcă să sugereze anumite elemente legate de sărbători și de momentul adică nașterii Domnului. Adică reconstituie cumva, știu eu, ceea ce a fost odinioară la mici, Crăciun. Poate se fac și mici trupe care invocă, sigur, în acest moment de înaltă spiritualitate, invocă momentul de acum peste 2000 de ani, sigur, în felul lor, în versuri, în cântec. E foarte interesant aceasta. Tocmai au fost sărbări, scenete care, s-au făcut, copii. Da. Și apoi mai este interesant ceva, că în fiecare biserică romano-catolică, dar și la greco-catolici este la fel, în aceste zile, dacă intrăm în biserică sau în curtea bisericii, sunt așa numitele prezepii. Prezepiu vine de la Francisc, Sfântul Francisc din secolul al XIII-lea, Francisc din Assisi, care el a dorit să reprezinte pe viu, spunea el, nașterea Mântuitorului. În sensul că i-a pus pe oameni să aducă animale, a pus un copil într-o iesle și le-a arătat, știu eu, era educativ, dacă vreți, pentru cei care participau la slujbă, ia uitați-vă, cam așa a venit Mântuitorul pe lume. Ei bine, de la Sfântul Francis din secolul al XIII-lea, în bisericile catolice, există acest obicei că se face ieslea undeva în biserică sau în curtea bisericii cu figurine, în care sunt reprezentați păstorii, magii, Iosif, Maria și pruncul din iesle, și uneori figurinele acestea sunt mari încât sunt ca în realitate, mărimea unui om sau a unei cămile, a unui bou, a unui, știu eu, animalelor care au stat în jurul ieslei lui Iisus. Este fascinant pentru copiii care vin la biserică, pentru că ei se opresc acolo și studiază cu multă atenție cum a venit. Da, este Iisus. O lume a copilării și da, aș vrea, numai da, o vorbă, da, să știți că acești copii care merg și colindă la fel de fel de case, că localnicii sau cei care locuiesc, locuitorii de acolo, sunt catolici sau ortodoxi și acești copii nu țin cont de asta, ei țin cont că acolo este un creștin. Să știți că sunt cei mai primii sau, dacă vreți, cei mai frumoși mesageri ai ecumenismului, dacă mă gândesc bine. Sărbătoarea Crăciunului este, da, o sărbătoare comună, este același care, mesaj, absolut, de același așa, Hristos care s-a născut. Sigur, și în cadrul manifestării ortodoxe, la fel, un loc foarte important îl are icoana nașterii Domnului Hristos, care de data aceasta reproduce, să spunem, la scară bidimensională momentul nașterii într-o sugestivă imaginare a pruncului ce se află în mijloc, privit cu drag de maica sa și apoi întreaga natură îl înconjură cu mult drag, așa cum rezultă din icoană. Vedeți, la noi există tradiția ca sărbătoarea nașterii Domnului să fie precedată de vizită pe care o face preotul cu icoana nașterii Domnului în casa fiecăruia
fiecărui creștin. Sunt tot valori mai morale. E o tradiție foarte puternică și foarte sensibilă, în care eu ca preot sunt foarte impresionat că nici nu sunt salutat practic de creștini, ei privesc numai icoana. Sunt fascinați de icoană, de emoția pe care o transmite această imagine a nașterii Domnului, care, cum spunea și Părintele Cadar, aduce în suflet o transpunere în contemporaneitatea momentului. E și în această icoană și mai ales în cântarea colindelor, vedeți, nu aseară s-au încheiat colindele, așa cum, mai ales prin zona urbană, se obișnuiește. Ele continuă și în aceste zile. Până la anul nou, la practic. Un colind nu se cântă de unul singur, se cântă împreună și suntem chemați să învățăm colinde, să transmitem colinde. Steaua și e abrăsare, deci sigur. Versuri frumoase. Tot e la timpul prezent, nimic nu-i trecut. Din timp. Ce facem ca să păstrăm? Asta era o idee. În foarte scurte sau în puține cuvinte, ce putem face, ambele mari biserici creștine, noi toți până la urmă, ca să păstrăm aceste frumoase și profunde tradiții, pentru că nu sunt numai acestea de Crăciun. Sunt și alte tradiții care continuă până la anul nou, dar sunt alte tradiții de primăvară și toate acestea nobilează sufletul satului și nu numai, și până la urmă ne face să fim un popor demn și avem o individualitate ca popor în acest concert european, avem o personalitate și contribuim prin cultura noastră profundă la valorile universale. Eu cred că bisericile fac mult ca să păstreze tradițiile. Cred că poate cel mai mult, zic eu. Și probabil că întrebarea asta trebuie să o puneți în altă parte, pentru că eu văd că peste aceste tradiții vin altele care sunt promovate mai mult decât tradițiile comerciale și nu numai. De exemplu, a fost nu de mult, noiembrie, Halloween-ul, nu? Dar n-are nicio legătură, îmi pare rău că trebuie să spun. În care, știu eu, profesorii i-au pus pe copii să se îmbrace, nu în toate școlile, dar în unele școli, să se îmbrace în tot felul de măști, cu tot felul de haine, cu spirite, diavoli, cu tot felul. Vine acuș în următorul an Sfântul Valentin. Din nou, sunt tradiții care nu sunt ale noastre. Nu s-au născut în poporul acesta și nu transmit un mesaj creștin sau un mesaj măcar uman în care să te ajute să trăiești ca om. Da, vedeți că e și aveți perfectă dreptate, o să auzim și punctul de vedere al Sfinției sale Părintele Mărgineanu, se fac eforturi colosale, atât comerciale cât și de alt ordin de publicitate pentru aceste sărbători. Iar copiii, tinerii, chiar cred, pentru că dacă asta se organizează, dacă asta li se oferă, am mai văzut și prin străinătate, ei chiar cred că, de fapt, e o tradiție care am avut-o noi. Ori nu este așa. Păi nu, problema este că se pune la mai multe niveluri. Eu mi-amintesc că un parlamentar care tot ia cuvântul în parlament făcea gălăgie la un moment dat că într-un manual de religie apărea cuvântul iad și spunea, experiem pe copii, domnule, experiem pe copii. Trebuie să scoatem, să înlocuim manualele. Dar același parlamentar n-a scos o vorbă n-a scos când au îmbrăcat costumele în școli și fetițele și băieții de diavol, de vrăjitori, de vrăjitoare, de, eu știu, de alea nu vampiri. Speriau, da. Alea nu sperie copiii și îi ajută să crească. N-a spus o vorbă. În schimb, l-a speriat un manual de religie și îl sperie în continuare o ora de religie pe care el spune trebuie să o scoatem din școală. Ba, da. Au mai ajuns, da, ne-am trezit cu asemenea propunere. Cu asta să înlocuim cu... Păi da, a fost un bun spiritual și educațional câștigat odată cu libertatea pe care a câștigat-o poporul român cu 25 de ani în urmă, pentru care s-au jertfit tineri, mii de oameni, au murit acolo pe altarul aceste libertăți pe care și în aceste zile nu marcăm cei 25 de ani de când poporul acesta și-a câștigat libertatea. Dar nu o libertate oricum, nu? Sigur, cum gândiți Sfinția voastră? Sunt întru totul de acord cu părerea și cu cele exprimate de Părintele Cadar. Consider că bisericile
sunt implicate în a conserva și a reactualiza mereu și mereu valorile și morale și spirituale care transpar din sărbătoarea creștină. Însă e foarte adevărat că dacă doar biserica luptă pentru a conserva valorile acestea, ele vor rămâne mereu și mereu doar în limitele activității bisericii. Ceea ce e important pentru noi nu e valoarea, să spunem, pe care o dă din punct de vedere liturgic, trăirea liturgică, ci extinderea acestei trăiri în spațiul social. Iată, surprinzător, și subscriu și aici la opinia părintelui, surprinzător, se pun serioase întrebări despre actualitatea orei de religie, ceea ce consider că e un mare atentat la demnitatea noastră, pentru că practic, unde pot copiii învăța despre înțelesul colindelor, despre bogăția de simboluri, dacă nu în cadrul orelor de religie, dar unde pot despre valorile morale, valorile și spiritualitatea sunt, în care sunt trăi. Lucruri pe care altfel nu le putem percepe. Copilul nu poate digera tratate științifice de teologie morală. Copilul însă e foarte sensibil la lucrurile care îi se transmit la nivelul său. Ori asta o poate face întotdeauna ora de religie, pentru că ora de religie e prin excelență un loc al nașterii Domnului. Da. Asta ar trebui, așa ar trebui să privim ora de religie. Trebuie să mai invocăm ceva și mă sunt dator față de sfințirile voastre. Ambele biserici fac eforturi mari din punct de vedere social și trebuie să amintim în Sfânta Zi de Crăciun, stimați telespectatori, atât eforturile pe care le face Biserica Ortodoxă, mă refer la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biserica Romano-Catolică, mă refer la Dieceza Romano-Catolică de Iași, care au construit așezăminte, ajută săracii. Să spunem în câteva cuvinte, totuși, aceste eforturi pe care și care sunt semnificative, pilde care ar trebui urmate, preoți care adună lucrușoare pentru cei săraci de prin câte locuri, care asigură donații, care umblă prin sate, umblă printre nevoiași. Cămine pentru nevoiași pe care le fac și ortodoxi și romano-catolici. Toate acestea, stimați telespectatori, sunt gesturi, dar nu numai gesturi. Sunt pornite din învățătura lui Dumnezeu și din pilda lui Iisus Hristos. Vă rog, Sfinția voastră. Sigur, de altfel, Crăciunul ne cheamă la așa ceva și ne sensibilizează cumva, pentru că dacă Dumnezeu ne-a făcut acest dar extraordinar, că l-a trimis pe Fiul Său în lume pentru mântuirea noastră, cumva și noi trebuie să răspundem și să dăruim altora, celor din jurul nostru. Iisus s-a dus și a vindecat bolnavi, i-a încurajat, i-a sfătuit. Deci această pildă este uitată astăzi de mulți. E o valoare a creștinismului, această pildă a lui Iisus. Despre asta vorbim, nu? De altfel, pilda se păstrează cumva, pentru că, într-un fel sau altul, la Crăciun ne facem daruri unei altora. De obicei ne facem daruri... cui trebuie până la urmă. Daruri celor din jurul nostru, adică celor apropiați nouă de familia noastră. Trebuie să extindem, să mergem dincolo de familia noastră și să realizăm că, dacă stăm la oraș, poate că vecin cu noi este un om sărac și el are nevoie trăiască cumva Crăciunul. Sau în sate, la fel, sunt oameni care sunt necăjiți și la acest Crăciun, sau sunt oameni care și-au petrecut Crăciunul acesta și petrec zilele acestea în spital. Ei au nevoie să fie vizitați. Ar trebui să ne deschidem mai mult inimile și acesta este, de altfel, da, mesajul Crăciunului. Cum deschid cele două biserici această poartă? Există inițiative în ambele biserici. În ambele biserici avem... Sunt asociații, sunt grupe de tineri care în zilele acestea au mers nu numai cu colindul, dar... V-ați gândit la bolnavi în suferință din spitale. Sunt preoți în spitale și romano-catolici și ortodoxi. Ajung oamenii aceștia, preoți aceștia, la bolnavi aceștia în suferință să le aline momentul acela de suferință? Cu siguranță și nu numai, există și grupuri de copii colindători din ambele biserici,
îndrăznesc să spun acest lucru, pentru că știu, și de la, din cadrul parohiilor noastre ortodoxe și din cadrul parohiilor romano-catolice, care grupuri de tineri vizitează pe bolnavi și colindă la pat. Am avut și eu astfel de activități și vă mărturisesc că au fost momente foarte emoționante, mărturisite de copii, pentru că, să știți, contactul între un copil creștin și un bolnav ce stă pe pat e un contact pe care nu-l poți niciodată descrie în cuvinte. E plin de înțelesuri adânci și pentru cel mic, care învață foarte mult despre suferința umană, dar și pentru cel aflat în suferință, care se încarcă cu nădejde, cu speranță. Sărbătoarea Crăciunului e prin excelență sărbătoarea bucuriei de a oferi. Paradoxal, Moș Crăciun ne învață să ne bucurăm când primim daruri, dar adevărata bucurie a Crăciunului e bucuria de a dărui. Da. Atunci când oferim, atunci când ne dăruim chiar pe noi înșine, celor din jurul nostru. Iată ce frumos a trecut timpul cu simțirile voastre. Mai avem, ne anunță regia de emisie, doar 3 minute. Le rezerv în finalul acestei emisiuni, în Sfânta Zi de Sărbătoare a Crăciunului, pentru a ruga pe invitații noștri de astăzi, Părintele Mihai Mărgineanu și Părintele Paroh Mihai Mărgineanu și Părintele Consilier Cornel Cadar, să ne transmită mesajele importante pe care cele două mari biserici le aduc astăzi în lumea de astăzi, și se apropie și mesajul pe care Papa Francisc îl va da omenirii de anul nou, pentru 2014, mesaj al păcii. Deci, mesajul Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului, dar foarte pe scurt. Da, întâi de toate mă adresez creștinilor din parohia noastră și celor care văd, cercetează biserica, spre a fi mereu aproape de slujirea liturgică, ce trebuie să fie mereu ca un centru din care să emane spiritualitate către societate. Parohia să mai adaug noastră, că Biserica Toma Cosma, pe care o reprezentați aici, a editat un program de Sfintele Sărbători pe care l-a dăruit tuturor enoriașilor de acolo. L-am oferit numai creștinilor noștri și m-ar bucura tare mult ca, dacă se poate, să participe creștinii noștri la toate aceste manifestări pe care le-am prins aici într-un cod al culorilor, da, legat de fiecare moment important din perioada sărbătorilor de iarnă, iar pe spate, evident, este și programul vizitelor pastorale. Dacă participând la Sfânta Liturghie și bucurându-ne de ambientul familiei, eu sunt încredințat că reușim să transmitem ceva din mesajul sărbătorii către cei din jur. Eu mă gândesc că acest Crăciun ne cheamă într-un mod deosebit să-L descoperim pe Hristos Iisus, care s-a născut și a venit între noi. Sigur, ne adunăm la mesele noastre, stăm cu prietenii, e o masă mai bogată decât în alte zile, sunt lumini, sunt brați, sunt cadouri, dar să fie și Hristos acolo, pentru că altfel Crăciunul acesta ar însemna că participăm la o zi de naștere a cuiva, ne bucurăm cu prietenii noștri, dar nu sărbătorim pe cel care într-adevăr ar trebui să stea în mijloc, care își sărbătorește anii. Hristos Iisus s-a născut la Betleem, a venit acum aproape mai bine de 2000 de ani în mijlocul nostru, pe El trebuie să-L sărbătorim și pe El trebuie să-L găsim. Urarea mea este ca toți să-L găsească de acest Crăciun pe Hristos Iisus. Cea mai frumoasă încheiere pentru emisiunea noastră în Sfânta Zi de Crăciun. Mulțumim Sfinților lor pentru prezența în platou. Sărbători fericite, Crăciun fericit, dragi telespectatori. Să ne reîntâlnim cu bine în preajma noului an. La revedere!